Bună ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile amiezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Un bărbat din Strășeni a fost omorât noaptea trecută de doi consăteni care, după o ceartă, l-au luat la bătaie. Unul dintre suspecți a încercat să fugă. În 2022, moldovenii s-au adresat la CEDO de 5 ori mai des decât europenii. Republica Moldova a înregistrat un antirecord la capitolul condamnări, arată o analiză a Centrului de Resurse Juridice. În Ucraina, Rusia atacă în valuri orașul Ugledar, iar președintele Zelenski cere noi sancțiuni împotriva Moscovei și mai multe arme pentru Kiev. Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost omorât noaptea trecută în satul Recea, Strășeni, de către doi consăteni. Potrivit poliției, doi bărbați de 30 și respectiv 32 de ani au mers în vizită la victimă, unde au consumat alcool împreună. Ulterior, între ei s-a iscat o ceartă, iar victima a fost luată la bătaie, după care înjunghiată cu un cuțit. Agresorii erau în stare de ebrietate avansată și au antecedente penale. Ambii bărbați au fost reținuți de poliție după 72 de ore. Dacă li se va demonstra vinovăția, aceștia ar putea fi condamnați la 20 de ani de închisoare sau la detenție pe viață. Ministrul Justiției solicită anularea concursului pentru selectarea procurorului șef la Procuratura pentru combaterea crimelor organizate și cauze speciale. Asta după ce un membru al Comisiei Speciale pentru preselecția candidaților a declarat că a fost intimidat. Este vorba despre directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza. Acesta a depus un demers la Consiliul Superior al Procurorilor, care urmează să fie examinat la următoarea ședință. Am comunicat și în această sesizare Consiliului Superior al Procurorilor că sunt dispus să prezint mai multe detalii privind încercările de exercitare presiunii asupra mea, în calitate de membru, pentru ca membrii Consiliului Superior să analizeze toate circunstanțele și să iau decizie cu privire la oportunitatea anulării concursului inițiat de CSP. Această situație reprezintă într-adevăr o ingerință gravă în activitatea comisiei. Iulian Groza susține că a fost intimidat și prin intermediul conturilor de Telegram anonime. Mi-a devenit cunoscut că aceste informații care au apărut Telegram nu erau accidentale. Unele persoane interesate în rezultatul acestui concurs ar fi comunicat că intenționează să mă exclude în acest concurs. Au apelat inclusiv la o serie de amenințări care vizează securitatea mea. Dumneavoastră intuiți cine ar sta în spatele acestor atacuri? Eu nu doar intuiesc, eu am informații cel puțin confirmate care mă face să cred că în spatele acestor amenințări se află persoane concrete interesate în rezultatele acestui concurs. Iulian Groza, evitat să dea nume, responsabilii de la Consiliul Superior al Procurorilor ne-a spus că demersul va fi examinat și discutat la ședința următoare a CSP, odată încă nu a fost stabilită. Între timp, cu o reacție a venit și ministrul Justiției. Sergiu Litvinencu a scris pe pagina sa de Facebook că solicită anularea concursului. Concursul urmează a fi inițiat repetat sau după caz reluat când va exista un CSP cu mandat plenipotențial, adică după finalizarea exercițiului de preveting, a scris Litvinencu în mesaj. Ministrul Justiției este membru CSP și ar putea solicita anularea concursului. În noiembrie anul trecut, Consiliul Superior al Procurorilor a anunțat concurs pentru selectarea candidatului la funcția de șef al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauzelor speciale. Trei candidați s-au înscris. Este vorba de Sergiu Rusu, fost șef interimar al PCCOX, Eugen Rurac, șef interimar al Direcției Generale Urmărire Penală în cadrul CNA și avocatul Andrei Mațco. Procurorii solicită ca ex-președintele Republicii Moldova, care acum are interdicția de a părăsi țara, să fie transferat în arest la domiciliu. Un demers în acest sens a fost depus la Curtea Supremă de Justiție. Se întâmplă după ce magistrații au acceptat cererea lui Dodon, prin care a solicitat să meargă în România pentru a-și însoți fiul la un tratament de reabilitare, prezentând prescripția medicului. Angajatul medical a declarat însă în cadrul audierilor că nu știa nimic despre pacientul menționat. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale. Igor Dodon a reacționat pe Facebook, unde a scris că medicii ar fi fost terorizați și amenințați.
Urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi în dosarul frauda bancară în care este învinuit de escrocherie și spălare de bani a fost finalizată. Despre asta au anunțat procurorii anticorupție. Andronachi, care pledează nevinovat, se află acum în penitenciar și refuză să dea declarații. Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție, avocații lui Vladimir Andronachi urmează să facă cunoștință cu materialele cauzei penale, iar ulterior dosarul va fi transmis în judecată. Fostul deputat, soția acestuia și juristul familiei sunt acuzați de escrocherie și spălare de bani. În rezultat, statul a fost prejudiciat cu suma de peste 26 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, totul s-a întâmplat în 2014, când aceștia au încheiat un contract cu Banca de Economii, sub falsul motiv de reconstrucție și reparație unui nou sediu pentru bancă. Banca a transferat 32 de milioane de lei unei companii controlate de fostul deputat. În 2015 au fost întoarse doar 6 milioane de lei în procesul de lichidare. Banii sustrași prin escrocherie și spălare de bani au fost investiți în alte afaceri, au fost utilizați pentru cheltuieli personale și pentru procurarea unor bunuri imobile și automobile, mai spun procurorii. Vladimir Andronachi se află acum în arest în penitenciar și refuză să dea declarații. El pledează nevinovat. Fostul deputat al Partidului Democrat, apropiat al lui Vlad Plahotniuc, a fost reținut pe 2 noiembrie la intrarea în Republica Moldova, după ce a fost expulzat din Ucraina, fiind declarat persoană indezirabilă pe teritoriul țării vecine. El este cercetat în 3 cauze penale, în dosarul Metalferos, în care este bănuit de spălare de bani, în dosarul privind tentativa de deposedare a Republicii Moldova de sediul consulatului din Odessa, dar și în dosarul frauda bancară. 4 persoane din cele 6 reținute în urma perchezițiilor de la Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură au fost plasate în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Ciocana. Potrivit CNA, alți 2 suspecți au fost plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Procurorii au refuzat să spună cine sunt persoanele arestate. Anterior, aceștia au anunțat că este vorba despre un angajat a IPA, o rudă de-a sa, dar și 4 administratori ai unor societăți cu răspundere limitată. Totodată, alte 6 persoane sunt cercetate în libertate. Cei de la CNA anunță că angajații AIPA sunt bănuiți că ar fi oferit ilegal subvenții pentru unii agricultori în schimbul a 10% din suma acordată. Responsabilii agenției au declarat anterior că vor colabora cu ancheta. În 2022, Republica Moldova a fost condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 34 de cazuri, statul fiind obligat să achite despăgubiri în valoare de peste jumătate de milion de euro. Potrivit datelor prezentate de Centrul de Resurse Juridice, anul trecut, țara noastră a înregistrat un antirecord în ceea ce privește numărul contestațiilor rezolvate la CEDO. Experții susțin că acest lucru denotă probleme în sistemul justiției din Moldova. Concetățenii noștri au transmis plângeri către Curtea Europeană împotriva Republicii Moldova în număr de 642 de cereri, ce este aproape egal cu numărul transmis în anul 2021, dar mai mare decât în anul 2020, an în care a fost pandemie și probabil multe instanțe de judecate nu au activat. Totuși, experții atrag atenția că numărul contestațiilor este destul de mare. Republica Moldova, aflându-se pe locul 4 din cele 46 de țări membre ale Consiliului Europei, după numărul de cereri depuse pe cap de locuitor. Dacă vă amintiți, în anul 2021 eram pe locul 11, acum suntem pe locul 4, un antirecord, dacă doriți. Acest lucru este destul de trist pentru Republica Moldova, fiindcă țara noastră este mică și demografic și geografic, dar oamenii noștri se pare că depun cereri fiindcă nu au încredere totuși în sistemul de judecătorie din Republica Moldova. Potrivit experților de la Centrul de Resurse Juridice, moldovenii se adresează la CEDO de 5 ori mai des decât media europeană. Anul trecut, Curtea Europeană a pronunțat 34 de hotărâri în cauzele moldovenești. Este o cifră destul de mare. Acest capitol, noi suntem pe locul 6 din toate țările membre Consiliului Europei la nivelul anului 2022. Aceste cifre trebuie să ne punem să ne gândim la modul în care eficiența justiției noastre la nivel de Republica Moldova cu raportat cu alte țări este sau nu eficientă. În anul 2022, în cele 34 de hotărâri,
Curtea Europeană a acordat și decizii 32. Curtea Europeană a acordat peste jumătate de milion de euro compensații, 544.448 de euro. La prima vedere nu este mult, dar cu banii ăștia putem renova două grădinițe, de exemplu. Iar dacă vorbim de suma totală achitată de stat în baza actelor emise de CEDO, din 1997 până în 2022, aceasta ajunge la aproape 22,5 milioane de euro. Cel mai des, Republica Moldova a fost condamnată pentru investigarea incorrectă a cazurilor de aplicare a torturii și maltratării, pentru neacordarea asistenței medicale corespunzătoare în penitenciare, dar și pentru procese inechitabile și alte încălcări ale judecătorilor. Responsabilii de la Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție ar proteja ilegalitățile primăriei în cazul Hotelului Național. Asta spun reprezentanții Partidului Schimbării, Ștefan Gligor și Sergiu Tofilat. Ei precizează că, deși Curtea Supremă de Justiție a interzis încă în 2020 autorităților municipale să dea în arendă clădirea și terenul pe care se află aceasta, primăria continuă abuziv să promoveze un proiect în spatele căruia ar sta Șor și Andronachi. Nimeni dintre cei vizați nu au comentat deocamdată acuzațiile. Hotelul a fost cumpărat cu bani proveniți din frauda bancară, din furtul miliardului. Deci el a fost cumpărat cu bani furați în 2014 de către Șor. Șor ulterior l-a vândut lui Andronachi. Andronachi cu Șor au încercat să acapareze terenul din jurul hotelului și restaurantului, vorbind de 1,3 hectare de teren din centrul orașului, care valorează în jur de 10 milioane de euro. Ei au încercat să-l acapareze prin intermediul Consiliului Municipal, ce a fost emis o decizie privind chipurile arenda terenului în ianuarie 2019. Un an mai târziu însă, Curtea Supremă de Justiție a anulat decizia CMC care prevedea darea în arendă a terenului în urma unei contestații depuse de către Cancelaria de Stat, având în vedere că o parte din acel teren este în proprietatea statului. Primăria, condusă de Ion Ceban și șefa Direcției Arhitectură, Svetlana Dogotoară, au ignorat decizia Curții Supreme și în continuare deserveau interesele lui Andronachi și Șor ca să demoleze hotelul și pe terenul acaparat ilegal să construiască un centru multifuncțional. Primăria a emis un șir de acte ilegale, atât certificat urbanistic cu privire la proiectare, cât și certificatul urbanistic și autorizația de demolare a Hotelului Național, fapt care contravine concursul de privatizare. Reprezentanții Partidului Schimbării susțin că în august 2021 au depus o plângere la Procuratura Anticorupție pe acest caz, dar dosarul a fost clasat în scurt timp. Gligor și Tofilat afirmă că au contestat decizia în aprilie anul trecut, dar un răspuns oficial încă nu au primit. Pentru a doua oară acest proces penal a fost clasat la mijlocul anului 2022. Nu am fost informați despre acest fapt, ni s-a încălcat dreptul la contestație și nu înțelegem de ce Centrul Național Anticorupție și Procuratura Anticorupție a adoptat o astfel de poziție. Aceștia au solicitat astăzi public autorităților să vină cu o reacție pe acest caz. Responsabilii de la primărie ne-au spus să revenim pentru un comentariu. Procuratura Anticorupție nu a reacționat deocamdată la acuzațiile aduse de reprezentanții Partidului Schimbării, iar cei de la CNA au respins acuzațiile. Hotelul Național a fost privatizat încă pe timpul comuniștilor. În 2007, proprietarul de atunci a anunțat că va construi în loc un hotel de 5 stele, lucru care nu s-a mai întâmplat. Din iunie 2020, Hotelul Național se află în proprietatea Societății pe Acțiuni Moldova Tur. De aproape 2 ani, o tânără de doar 19 ani este pompier voluntar în satul Sireț, Strășeni. Până acum însă, condiții de muncă nu erau. Într-o zi, noi stângeam într-un loc, automat ne suna că în alt parte deja este iarsă aprins. Și tot așa, timp de o zi întreagă, aproximativ 9 incendii. Datorită unui program finanțat de USAID în localitate, dar și în satul vecin, vor fi instalați hidranți și vor fi renovate două unități pentru pompierii voluntari. Cu detalii revenim în câteva minute.
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a cerut noi sancțiuni și mai multe arme pentru Kiev după atacul de ieri al Rusiei, care a făcut cel puțin 15 morți. Agenția Internațională pentru Energie Atomică face un apel pentru securitate după ce au fost raportate explozii puternice în apropierea centralei nucleare Zaporojie. Acolo rușii se tem de o ofensivă a ucrainenilor, scrie Institutul pentru Studiul Războiului. Pe front au loc bătălii aprige pentru Ugledar. Orașul este luat cu asalt de trupele ruse. Orașul Ugledar, unul dintre punctele strategice de pe linia de apărare a armatei ucrainene, este zilele acestea scena unor bombardamente în serie. Rușii au trimis în zonă brigăzi de elită. E un semn că orașul are o importanță strategică pentru Moscova. Dacă e cucerit de ruși, ucrainenii nu mai pot pune în pericol calea ferată care leagă Crimeea de restul Rusiei. Rușii spun că au înaintat până la periferia orașului și au tăiat unul dintre drumurile de aprovizionare. Ucraina nu confirmă acest lucru, dar susține că luptele de acolo sunt într-adevăr la scară largă. Kievul a difuzat imagini cu luptele din Ugledar, din care se vede că orașul este aproape în ruine. Și analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului confirmă că se duc bătălii active în Ugledar. Capturarea orașului va permite rușilor să lanseze o ofensivă spre nord-est, mergând în spatele trupelor ucrainene care țin linia în și în jurul localității Mariinca de mai multe luni. În plus, forțele armate ale Ucrainei resping atacurile rușilor de lângă Bahmut. Totodată, regimentul Azov a fost transformat într-o brigadă de asalt în cadrul forțelor terestre ale forțelor armate ale Ucrainei și a fost transferat potrivit fondatorului Azov la Bahmut, fiind difuzate și imagini cu luptătorii. Noaptea trecută, trupele ruse au bombardat timp de 12 ore districtul Nicopol din regiunea Dnipropetrovsk. Rușii ar fi tras circa 50 de obuze, distrugând magazine, fabrici și infrastructura locală. 6 persoane au fost ucise și alte 9 au fost rănite în urma bombardamentelor rusești asupra regiunii Donetsk. Ucraina are nevoie de arme adecvate în fața Rusiei, afirmă Volodymyr Zelensky. Це зло, цю російську агресію можна і треба зупиняти тільки адекватною зброєю. Ніщо інше держава-терорист не зрозуміє. Зброєю на полі бою. Зброєю, яка дає захист нашому небу. Новими санкціями проти Росії, тобто політичною і економічною зброєю. În acest timp, rușii continuă să concentreze trupe în mai multe regiuni ucrainene aflate sub ocupație, în așteptarea momentului prielnic pentru o ofensivă majoră pe mai multe direcții. Speră astfel că vor obține o victorie importantă înainte ca armele grele occidentale să ajungă în prima linie a frontului. SUA vor trimite în Ucraina versiunea mai modernă și mai letală a tancurilor Abrams, precizează Pentagonul. Acestea însă nu sunt disponibile în exces în stocuri și va dura luni de zile pentru a le transfera către Ucraina. Primele tancuri care ar putea ajunge pe front la sfârșit de martie sunt cele britanice, urmate de leopardurile germane. Regatul Unit a anunțat că va începe săptămâna viitoare instruirea soldaților Ucrainei. Adjunctul secretarului de presă al Pentagonului a confirmat că Abrams MA2 va fi versiunea furnizată ucrainenilor. Este diferența dintre un telefon cu disc și un iPhone, spun experții. Problema este că SUA nu au aceste tancuri disponibile în exces în stocuri. We just don't have these tanks available in excess in our US stocks, which is why it is going to take months to transfer these M1 A2 Abrams to Ukraine. Astfel, Ucraina nu va putea obține tancuri Abrams pentru contraofensiva forțelor armate ale Ucrainei, care, așa cum se așteaptă Departamentul de Apărare al SUA, ar putea începe în primăvară, a declarat secretarul adjunct de stat Victoria Nuland. The Allies are extremely focused on the importance of speed of getting training and the actual delivery of battle tanks as soon as quick as possible. Londra speră că tancurile britanice
britanice Challenger 2 vor ajunge în Ucraina la sfârșitul lui martie, iar săptămâna viitoare va începe instruirea soldaților ucraineni. Totodată, primul grup de militari ucraineni a sosit în Germania pentru a învăța cum să lucreze cu blindatele Marder. Anterior, Berlinul a anunțat planuri de a transfera 40 de astfel de utilaje la Kiev, iar pregătirea va dura aproximativ 8 săptămâni. Pe lângă acest tip de echipament, ucrainenii urmează să se antreneze și pe vehiculele de luptă ale infanteriei americane Bradley. Ce ține de trimiterea principalelor tancuri de luptă franceze Leclerc în Ucraina, ieri în timpul vizitei sale la Odessa, ministrul de externe Catherine Colonna a spus că încă nu există o decizie în acest sens. D'ores et déjà livré de l'artillerie, des munitions, des véhicules de l'avant blindé et annoncé au tout début du mois de janvier que la France fournira des chars AMX 10. Anterior, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că nu exclude nicio opțiune în ceea ce privește aprovizionarea ulterioară cu arme către Ucraina, inclusiv tancurile Leclerc. Regatul Unit a fost prima țară care a anunțat pe 14 ianuarie că va furniza Kievului 14 tancuri grele Challenger 2. Germania și SUA i-au urmat miercuri exemplul. Volodymyr Zelensky nu vrea să se întâlnească cu Vladimir Putin. Într-un interviu pentru canalul de știri Sky News, președintele ucrainean a spus despre omologul său că este un nimeni după ce a atacat Ucraina. În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că Putin, la rândul său, nu mai ia în considerare posibile discuții cu Zelensky. Întrebat despre o posibilă întâlnire cu liderul de la Kremlin pentru a negocia încheierea războiului, Volodymyr Zelensky a respins această posibilitate. Not interesting to meet. Not interesting to speak. Why? Because we had meeting with him in Normandy format. It was before the full-scale invasion. I saw the man who said one thing and then did another. Is it too late now? Too late? Not interesting. Who is he now? After full-scale invasion, for me, he's nobody. Nobody. Liderul de la Kiev nu a exclus că după Ucraina, Putin va dori să atace și alte țări dacă va câștiga războiul. Consider peace negotiations. Ніяких розмов, і це було до початку вторгнення, президент Путін вирішив це. Я впевнений в цьому, що Україна – це перший крок на його шляху. Я впевнений, що він займається саме великою війною. Comentând ceea ce a spus Zelensky, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a declarat că nici președintele rus Vladimir Putin nu mai ia în considerare posibile discuții cu omologul său ucrainean. Не решил проблему Донбасса. Он не выполнил Минские договоренности. Более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять. Он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина. În lipsa negocierilor dintre Putin și Zelensky, Mihailo Podoleac, consilier al președintelui Ucrainei, a oferit un scenariu detaliat a evenimentelor viitoare. Pe pagina sa de Telegram, acesta a precizat că armata ucraineană se va opri la granițele anului 1991. Noua ofensivă a Federației Ruse pe termen scurt îi va aduce pierderi uriașe de echipamente și personal. Ucraina va da lovituri puternice, iar Moscova va suferi 2-4 înfrângeri majore, după care prăbușirea armatei va deveni incontrolabilă. În Rusia vor începe protestele sociale ale invalizelor de război și ale rudelor victimelor, scrie Podoleac. Potrivit acestuia, unii subiecți ai Federației Ruse vor avea o șansă de a deveni independenți și o vor putea face. Mihailo Podoleac a subliniat și condițiile clare pentru momentul în care acest scenariu va deveni realitate. În opinia sa, pentru a pune capăt războiului cât mai curând posibil, Ucraina trebuie să primească cât mai curând armele pe care le-a cerut aliaților săi. Președintele american Joe Biden ar putea vizita Europa în jurul datei de 24 februarie, când se va împlini un an de la invazia rusă în Ucraina, au declarat surse pentru 3 jurnaliști de la NBC News. Și CNN relatează acest lucru citând 2 oficiali ai administrației americane. Sunt luate în considerare mai multe țări, între care Polonia. Unul dintre obiectivele acestei deplasări a lui Biden în Europa, în cazul în care se va decide, ar fi acela de a crea un moment la fel de semnificativ
semnificativ, cum a fost vizita lui Volodymyr Zelensky la Washington în decembrie, pentru a menține vie dorința de sprijinire a Ucrainei. Biden a mai fost în Europa, mai exact în Polonia, în martie anul trecut, la o lună de la invazia rusă. Dacă deja vă planificați vacanța de vară, aflați că în Dubai a fost inaugurată cea mai luxoasă stațiune din lume. Luxul este prezent în tot hotelul, de la restaurante, camere și până la toalete. Cât costă o noapte în apartamentul de peste 1000 de metri pătrați, dar și alte curiozități aflați în jurnal. Pompierii voluntari din satul Sireț și Roșcani din raionul Strășeni vor avea condiții mai bune pentru a activa. În localități vor fi instalați hidranți și vor fi renovate două unități pentru salvatori. Asta datorită unui contract de cooperare de peste 250.000 de dolari finanțat de USAID. Veronica Sârbu are 19 ani și este studentă la Universitatea de Stat din Moldova. De aproape 2 ani este și pompier voluntar în localitatea sa de Baștină, Sireț Strășeni. Eu ar trebui cumva să merg după urmele mamei, că ea e medic și cumva fetele ar trebui să duc la medicină. Nu, eu am ales adică să activez aici în primărie. Așa că Veronica a ales să meargă pe urmele tatălui său, dar și al fratelui mai mare, ambii fiind pompieri. În sat, vara deseori au loc incendii de vegetație, iar tânăra le stinge alături de tatăl ei și de alți consăteni. Deodată așa parte, că e parte femenină, dar în final pozitiv. La stâns vegetație am activat împreună. Când vine perioada caldă a anului, într-o zi, noi stângeam într-un loc, automat ne suna, că în altă parte deja este iar aprins. Și tot așa, timp de o zi întreagă, aproximativ 9 incendii. În Sireț sunt circa 10 pompieri voluntari. Aceștia au în dotare o auto specială cu un rezervor de 6 tone de apă, o pompă și un furtun. Vehiculul a fost donat de o localitate din Polonia. Privința la echipamente, la asta lasă de dorit. Da, ce să facem? Activăm cu ce este. Astfel, autoritățile locale au decis să îmbunătățească condițiile de muncă pentru voluntarii salvatori. Lucrările de reabilitare a garajului din spatele meu vor începe în curând, astfel capacitatea acestuia va fi extinsă până la 4 auto speciale. Lucrările vor fi finalizate la sfârșitul acestui an. Trebuie condiții mai bune pentru această auto specială. Nu avem condiții pentru pompierii voluntari, nu avem condiții pentru o sală de masă. A se odihni pompierii voluntari. Pe lângă un garaj modern, în localitate vor fi instalați 11 hidranți noi, iar alții 4 vor ajunge în satul din apropiere. Totodată, la Roșcani va fi reconstruit acoperișul garajului existent, care va servi drept unitate pentru salvatori. Cei de la IGSU spun că pompierii voluntari din localități sunt de mare ajutor. În primul și în primul rând, timpul de reacție este cu mult mai mic. Deci la incendiu sau la alt fel de gen de intervenție, accidente rutiere sau, eu știu, salvarea din fântână. Pentru că salvatorii din Sireț și Roșcani să aibă aceste condiții, a fost semnat un contract de cooperare prin programul Comunitatea Mea, finanțat de USAID și implementat de IREX. If I heard correctly, reaction times sometimes 30 minutes, 40 minutes and in certain seasons not at all. USAID and our partners could make an investment that would lead to and help you devise a solution for this problem. Valoarea totală a proiectului este de aproape 270.000 de dolari. Din 2019, în satul Sireț au fost înregistrate peste 40 de incendii, iar o parte dintre acestea au fost stinse de pompierii voluntari. Israelul a lovit Cisjordania și fâșia Gaza. Cel puțin 10 palestinieni au fost uciși în operațiunile israeliene, prezentate ca răspuns la atacurile jihadiștilor. Acesta este episodul cu cele mai multe victime din conflictul israeliano-palestinian din ultima vreme. Armata israeliană a anunțat că efectuează lovituri împotriva fâșiei Gaza ca răspuns la tirurile de rachete provenite din enclava palestiniană.
La scurt timp după miezul nopții, două rachete au fost lansate din fâșia Gaza spre teritoriul israelian, potrivit martorilor și surselor locale de securitate. Ele au fost interceptate de sistemul de apărare antiaeriană, a declarat un purtător de cuvânt al armatei israeliene. Nu s-au înregistrat răniți. Tensiunile au izbucnit după ce forțele Israelului au omorât cel puțin 10 palestinieni în operațiunile din Cisjordania. Autoritățile locale au declarat 3 zile de doliu pentru victime. După aceste violențe, autoritatea palestiniană a declarat că pune capăt coordonării de securitate cu Israelul, acesta fiind un aranjament menit să ajute la menținerea ordinii în Cisjordania și să prevină atacurile împotriva Israelului. Au dat la propriu moda peste cap. Doi designeri olandezi au prezentat o colecție de rochii absolut spectaculoasă. Modelele au defilat pe podium în rochii răsucite în toate direcțiile. Noua colecție a fost descrisă drept o paradă a construcțiilor de vis. Săptămâna modei de la Paris este în plină desfășurare, cu defilări spectaculoase pe podium și lucruri suprarealiste. Un adevărat show a făcut casa de modă Victor & Rolf, care a prezentat rochii ce sfidează gravitația. Modelele au purtat ținutele orizontal sau pe diagonală. Un model a mers pe podium îmbrăcată într-o rochie complet întoarsă cu susul în jos, stivul ascunzându-i fața, aceasta fiind una dintre ținutele care a ieșit în evidență. Întregul spectacol a fost o performanță. Imaginile de la prezentarea de modă s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare. Mulți internauți au ținut să spună despre ținute că sunt absurde și nebunești în cel mai bun sens. Casa de modă Victor & Rolf este cunoscută pentru prezentările sale spectaculoase și inovatoare. Săptămâna modei de la Paris se va încheia duminică. Cea mai luxoasă stațiune din lume s-a deschis oficial în Dubai. Oaspeți din toată lumea au venit la evenimentele exclusive de sărbătoare. Nu au lipsit recepțiile luxoase și focurile de artificii. Hotelul de 5 stele este situat pe insula artificială Palm Jumeirah și atrage atenția din toate unghiurile. Clădirea de 43 de etaje a fost realizată cu o investiție de 1,5 miliarde de euro și se distinge prin numeroase servicii de lux. Se întinde pe 17 hectare și dispune în total de 795 de camere, iar în topul ofertei se află apartamentul Royal de 1100 metri pătrați, care costă 47.000 de euro pe noapte. De asemenea, Atlantis The Royal are 44 de vile nori, adică apartamente luxoase, fiecare cu propria piscină. Totul până la cele mai mici articole de toaletă provine de la mărci de lux. Există 17 restaurante și baruri unde lucrează cei mai cunoscuți bucătari din lume. La ceremonia de deschidere a cântat Beyoncé și ar fi primit pentru recital 22 de milioane de euro, acesta fiind primul ei concert în 4 ani. Doamnelor și domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!